Să deschidem Biblia la Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 12. Voi citi începând cu versetul 1. Fapte 12, începând cu versetul 1. Pagina Bibliei, traducerea Cornilescu, 1070. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan, când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele prasnicului azimelor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paști să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și i-a zis, Scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, Încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, Îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă încetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la o altă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum, îl scosese domnul, cum îl scosese Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților, apoi a ieșit și s-a dus în alt loc. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vă bucur să fiu în această dimineață în mijlocul bisericii Emanuel. Mulțumesc fratelui David pentru invitație. De fapt, el a fost luna trecută la noi și mi-a făcut o invitație să vin în această dimineață și i-am reîntors-o cu bucurie, dar vreau să mai menționez ceva, ca să nu rămân dator. De fapt, în această dimineață, reîntorc o invitație făcută de către fratele Lazar, cu mai mulți ani în urmă, însă din cauza pandemiei și altor lucruri n-am putut să ajung, cu toate astea însă am ajuns la multe evenimente din viața Bisericii Emanuel și așa cum zicea fratele David, dacă nu mi-a dat, n-a trebuit să-mi dea indicații de parcare, unde să parchez, ce să fac, este pentru că știam drumul într-acolo. <laughs> uh, și mă bucur în această dimineață. Am fost la evenimentele din Biserica Emanuel, așa cum știți. M-am bucurat uh, să văd transferul uh, de slujire de aici. Mi-amintesc că eram acolo pe bancă, uh, David, și am vrut să... Fiu aici ca să spun bun venit în mijlocul nostru a slujitorilor din sudul Californiei, să știi că ești bine venit și biserica noastră te apreciază și apreciază slujba pe care o faci. Și vreau să vă spun că fratele David a făcut un job deosebit de bun la noi la biserică și sper să nu fie nici primul, nici ultimul, așa cum nici prima mea predică și nici ultima la Emanuel. Și toată biserica să spună. Amin. Mai spuneți odată. Amin. Amin, așa, mă bucur. Îmi faceți slujirea mai ușoară. Sunt aici împreună cu mai mulți frați din biserică, măcar că n-am făcut un anunț public în biserică. Frate devi nu știu dacă tu nu cumva l-ai făcut. L-ai făcut, înseamnă că au auzit. Uh, și văd aici familia Danciu, familia Nenu, uh, uh, văd pe soara Marina aici și probabil mai sunt și alții pe care i-am văzut, fratele Beni, Mocano și alții. Uh, ne bucurăm să fim împreună. Ei, uh, m-am gândit ce să predic la Emanuel în această dimineață. Uh, și toți cei care sunteți, mai ales care slujiți, vă dați seama că trebuie să ai o lumină de la Domnul, trebuie să alegi un subiect uh, uh, adecvat pentru predică și tot m-am gândit și m-am gândit la câteva texte și mi-a pus Domnul pe inimă textul acesta, deoarece este un text care se aplică la fiecare biserică. Indiferent ce biserică, în ce biserică suntem, textul acesta se aplică fiecarei biserici. Și cu atât mai mult biserici, Emanuel, pentru că biserica Emanuel, o știu, este o biserică rugativă și m-am bucurat tare mult în închinare, în rugăciune, la această dimineață m-am bucurat să văd cum este o închinare deosebită și m-am închinat împreună cu dumneavoastră. Aș vrea să privim la, această, la acest text și știu că ați auzit multe predici de aici, predici foarte bune pentru că aveți predicatori deosebiți, dar aș vrea să privim încă o dată la acest text și știți bine, biserica primară era... În ascensiune, Biserica Primară propășea, dar întotdeauna când se întâmplă ceva bine într-o biserică, Satana nu vede cu ochi buni. Și îl vedem aici, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, că Irod a început să chinuie pe unii din biserică. Întotdeauna când într-o biserică există propășire, Satana este cel care încearcă să împiedice și va lovi în lider, bineînțeles, în primul rând, și apoi și în ceilalți. Vedeți, când se deschide ușa oportunității când biserica propășește, se deschide și o altă ușă, este ușa opoziției. Și întotdeauna biserica va avea aceste provocări. Când apare însă opoziția, atunci Dumnezeu ne deschide uși care ne duc la și ne dă niște oportunități deosebite. Și cred că în această dimineață, cu toții, putem să ne regăsim într-o situație în care avem nevoie ca Dumnezeu să deschidă niște uși. Ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni. Ca Dumnezeu să asculte rugăciunea pe care o facem cu toții din toată inima. Nu știu la dumneavoastră cum, sunt, cum este, n-am văzut lista de rugăciune, dar sunt sigur că aveți o listă lungă de rugăciune, așa cum avem și noi. Pentru că oamenii sunt vulnerabili, suntem mai fragili decât credem și dacă astăzi suntem sănătoși, mâine nu se știe dacă mai suntem sănătoși sau poate că astăzi credem că suntem sănătoși, dar de fapt nu suntem. Pentru că n-au venit încă analizele. Așadar, haideți să privim la acest text într-o predică pe care am intitulat-o Rugăciunea care deschide aproape toate ușile. Rugăciunea care deschide aproape toate ușile. Și rog pe frații de la PowerPoint să mă ajute în această dimineață în sensul acesta. În primul rând aș vrea să notăm aici, am o rugăciune, am o predică lungă. De obicei am predici de patru uh, puncte, dar am venit cu șapte. Că dacă nu vă place câteva din ele, să rămâneți cel puțin cu vreo trei, ok? So, uh, am vrut numai să vă pregătesc. Primul lucru pe care vreau să-l notăm aici este, uh, în vederea rugăciunii și în vederea oamenilor care se luptă în rugăciune, roagă de pentru Iacov, pentru Petru, chiar dacă l-ai pierdut pe Iacov. Roagă-te pentru Petru, chiar dacă l-ai pierdut pe Iacov. Uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu aici și n-aș vrea să recitesc dar spune cuvântul lui Dumnezeu că Irod a pus mâinile pe Iacov și l-a decapitat, l-a omorât și apoi l-a întemnițat și pe Petru. Și a vrut să facă același lucru cu el. A vrut să facă exact același lucru cu el. Uh, nu este ușor să te rogi lui Dumnezeu imediat după ce el nu ți-a ascultat rugăciunea. Nu este ușor. Vă rog să nu-mi puneți toate ideile odată. Vă rog, așa, click, click, câte unul numai. Ok, mă simt ca acasă, pot să spun direct. If you go on a PowerPoint display, just click, click. nu vreau să-mi dau ideile, că nu mai sunt atenți, frații, la, la, la predică. Ok? Uh. Bun. Biserica, sunt sigur că s-a rugat și pentru Iacov. Pentru că Biserica primară era o biserică rugativă. S-a rugat pentru Iacov și Dumnezeu. Din punctul bisericii de vedere, n-a ascultat rugăciunea. Iacov n-a fost eliberat. Iacov a fost decapitat. Era anul 44 AD, cam 14 ani sau, dacă vreți, 11 ani, depinde uh, cum ne uităm la cronologie, după înălțarea Domnului Isus Hristos la cer. Și Dumnezeu n-a ascultat rugăciunea cu privire la Iacov. Dar biserica spune cuvântul lui Dumnezeu N-a încetat să se roge acum pentru Petru. Și noi, oameni fiind, chiar dacă suntem vechi pe calea credinței, de multe ori vine Satana și spune: Auz, de ce are rost să te mai rogi tu pentru Petru? Nu vezi ce i s-a întâmplat lui Iacov? De ce să te mai rogi pentru Cutare? Tu nu vezi că toți cei care ajung în situația Cutare, ei nu se mai vindecă? Și asta este șoapta Satanei. Știți de ce ne dezamăgim de multe ori? Pentru că, de fapt, noi confundăm problema cu persoana. Problema pentru care Biserica se ruga era aceeași. Unul din liderii Bisericii, unul din apostoli, era în închisoare. Aceasta a fost problema și în cazul lui Iacov. Dar persoana acum era diferită. În închisoare nu mai era Iacov, în închisoare era Petru, nu-i așa? Și Dumnezeu pentru Petru are un alt plan în viața lui Petru, nu-i așa? Și Dumnezeu a avut un alt plan. Persoana este diferită. Și ne rugăm acum pentru Petru, deoarece Dumnezeu are alt plan pentru Petru. Văd biserica primară, n-au protestat, n-au vociferat, n-au postat pe Facebook să facă proteste împotriva lui Rod, n-au ieșit în stradă, au făcut exact ceea ce știau ei cel mai bine, și anume s-au rugat. Frașii și surori, ce s-ar întâmpla oare dacă am dedicat mai mult timp rugăciunii? Oare ce s-ar întâmpla? Și cred că fiecare din noi ne identificăm uh, cu această problemă, pentru că nu petrecem destul timp în rugăciune. Pentru mine, ca și slujitor, ca și predicator, există această tendință, trebuie să studiez Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să mă duc la counseling, trebuie să fac alte și alte lucruri și dacă nu sunt atent, neglijez rugăciunea. Și pentru dumneavoastră, probabil, la fel. Rugăciunea, spunea cineva, este declarația noastră de dependență față de Domnul. Amen? Depindem de Domnul. Ne rugăm. Nu contează că la altcineva s-a întâmplat altceva. Noi ne concentrăm pe persoana pentru care ne rugăm și o aducem în fața tronului de har. Haideți să continuăm să ne rugăm cu stăruință pentru Petru, chiar dacă l-am pierdut pe Iacov. John Piper. Un pastor bine cunoscut în mediul evanghelic spunea odată așa de bine, una din beneficiile Facebook și Twitter în ziua judecății, vă dați seama, Facebook și Twitter în ziua judecății, spunea el, o să fie un beneficiu. Zice, va fi să dovedească faptul că lipsa rugăciunii n-a fost din cauză că nu am avut timp. Pentru că hai să recunoaștem, numai puțin să te duci pe tabletă și îți răpește timpul. Haide să mergem mai departe, că de-abia am trecut de prima primul punct. Mergem la al doilea punct. Învață să dormi între problemă și soluție. Învață să dormi între problemă și soluție. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6. În noaptea zilei, când avea de gândi, Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini, cu două lanțuri și niște păzitori, păzeau temnița la ușă. Frașii și soror, nu știu cum a putut Petru să dormă. Eu de obicei sâmbătă noaptea nu dorm prea bine. Azi noaptea am dormit bine, să știți. Și nu trebuie să mă duc și să mă înfățișez în fața unui popor ostil, așa cum era uh, Petru, cum era cazul lui Petru. Dar Petru a învățat și Petru dormea în noaptea înainte să fie executat. Nu înțeleg cum de nu s-a rugat toată noaptea. Oare spera Petru la o soluție? Probabil. Dacă citim Cartea Faptelor Apostolilor, vedem că în capitolul 5, Dumnezeu izbăvește pe apostoli tot printr-o minune din închisoare. Și Petru se putea gândi, Dumnezeu poate să mă scape. Dar acum Petru era în pericol. Irod era tare mânios. Și între el și soluție, între soluția de a scăpa din închisoare, erau lanțurile, erau ostașii, era ușa temniței, era zidurile cetății. Din punct de vedere, imposibil ar fi, nu? Cum a putut Petru să doarmă? Și noi știm, am auzit de multe ori că Petru s-a gândit la Ioan 21 cu 18, puneți-l, vă rog, Ioan 21 cu 18, în care Domnul Iisus Hristos îi spune atunci pe plajă, pe malul Mării Galilei, îi spune, adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Și am auzit această explicație, Petru se gândea, încă nu-s bătrân, dar vreau să vă spun, Petru era mai bătrân deja cu 14 ani decât atunci când Domnul Iisus Hristos i-a spus. Poate că asta este una din explicații, dar aș vrea să mai vin cu alte explicații. Cum a putut Petru să doarmă? Am putea să spunem că Petru a făcut unul din lucrurile care le știa să le facă cel mai bine. Vă amintiți la schimbarea, de față, la, schimbarea la față ce a făcut? Spuneți-mi asta, a? Dormit. Vă amintiți în Ghețiman ce a făcut? A dormit Petru. Totuși, vreau să cred că, Domn... că Petru a învățat ceva de la, Domnul Isus Hristos. Și se amintea aici textul la rugăciune când a fost furtuna și când în corabie a intrat apă și Isus dormea. Mă gândesc că poate Petru a învățat ceva de, la Domnul Isus Hristos. A învățat să doarmă în mijlocul furtunii. A învățat să fie liniștit, să se bazeze pe Domnul Isus Hristos. Dar poate că tot ceea ce trebuia Petru să-și amintească erau trei lucruri, să privească în trecut, să privească în prezent și să privească în viitor. Privind înapoi, și îi rog pe cei de la PowerPoint, dacă pot să pună 1 Petru 2 cu 19, uitați ce spune Apostolul Petru în întâia sa epistolă, 1 Petru 2 cu 19, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Asta spune Petru când scrie epistola lui. Și Petru uitându-se probabil în urmă, în timpul acela când a fost în închisoare, și-a și a, și a spus: Dacă Domnul Iisus Hristos a suferit, cine sunt eu să fiu scutit de suferință? Privește în trecut și Petru acceptă suferința. Privește în prezent. Și în prezent, Petru știa că Biserica se roagă. Și este atât de bine ca să știm că Biserica se roagă. Pentru că atunci când biserica se roagă, indiferent cât de tare este furtuna, indiferent cât de multe valuri vorbate în barca ta, ai totuși pace. Și știm lucrul acesta. Cei care am trecut prin necaz, cei care ați trecut prin probleme, știți că atunci când biserica se roagă, Dumnezeu îți dă pace. Și vreau să vă spun că Petru avea mai multă pace în pușcărie decât avea Irod la palat, în palatul lui. Pentru că dacă cinim bine în context, problema lui Irod era că nu îl plac oamenii. Și vroia să facă pe plac oamenilor, așa și spune, am citit textul, ca să facă pe plac oamenilor. Și nu mai știa, Irod, ce să facă pentru ca oamenii să-l placă mai mult. Și nu avea pace în palat. Dar Petru voia doar un singur lucru. Petru vroia să-i placă lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui. Fraților, haideți să încercăm să plăcem lui Dumnezeu. Vedeți, uneori Dumnezeu nu schimbă situația, ci ne schimbă pe noi în, mijlo în mijlocul situației. Și ne dă putere să dormim. Ne dă putere să avem liniște în mijlocul furtunii. Apoi Petru privește înainte. Dacă privește în trecut, vede că Domnul Isus Hristos a suferit și a murit. Privește în prezent, știe că biserica se roagă, dar privește înainte și Petru vede cerul. Petru știe că viața aceasta nu se mărginește la 70, 80 de ani, 90 de ani, 100 de ani. Petru vede cerul, vede învierea, vede viața veșnică cu Isus. Petru dormea deoarece știa că moartea nu este sfârșitul. Și Psalmul 4 cu 8, mă, gândeam că, mă gândesc că Apostolul Petru știa așa de bine. Psalmul 4 cu 8 spune, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Petru dormea pentru că avea o conștiință curată. Petru dormea pentru că nu avea regrete. Petru dormea pentru că tocmai învățase și lecția că Evanghelia este și pentru cei din, dintre neamuri. Tocmai a fost la Cornelie. Petru dormea pentru că Petru știa că oricând Dumnezeu îl va lua, el este gata să stea în fața tronului de har. Nu știu pentru cine vorbesc în această dimineață, dar aș vrea să spun, trebuie să auzi acest mesaj, haideți să învățăm să dormim între problemă și soluție. Amin. Și sunt sigur că fiecare din noi avem o problemă. La unii este mai mare, la unii este mai gravă, la unii este critică. Și mă gândesc aici la Sora Magdalena și ști, să știți că o avem pe lista noastră de rugăciune, frate Lazar. La unii este critică, dar la, la alții poate nu este chiar atât de gravă, zicem noi. Dar Timpul acesta dintre problemă și soluție, timpul acesta al așteptării, este atât de critic și este atât de greu. Dar fie ca Domnul să ne dea această pace chiar acolo, în mijlocul închisorii în care suntem aruncați, poate, fără să vrem noi. Știm, știu, este imposibil omânește, dar este posibil cu ajutorul lui Dumnezeu. Învață să dormi între problemă și soluție. Al treilea lucru. Fii gata să te ridici chiar dacă lanțurile sunt tot pe mâini. Fii gata să te ridici, chiar dacă lanțurile sunt tot pe mâini. Uitați ce spune versetul 7. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te iute, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Petru era în închisoare, era păzit bine, Irod și-a învățat lecția, a pus pază dublă ca să nu cumva să se mai întâmple ceva, să scape ucenicii. Dar, frați și surori, satana nu poate să zidească o închisoare în care Dumnezeu să nu se poată să se strecoare. Satana nu poate să zidească o închisoare în care Dumnezeu să nu se strecoare. Pentru că Dumnezeu nu ține seama de orice pușcărie, oricât de grozav ar fi. Dacă chiar și din Alcatraz a putut, a putut să iasă unii, credeți că Dumnezeu nu a putut să intre în închisoarea lui, lui Rod? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost o lumină mare. Și lumina, interesant, lumina nu l-a deșteptat pe Petru, vă dați seama, dormea buștean, cum zicem noi românii. Să fie o lumină în închisoare, a trebuit să fie lovit în coastă. Și termenul acolo, în limba greacă, înseamnă o lovitură puternică. Scoală-te, Petre, și tare interesant. Îngerul nu i-a spus, scoală-te! Nu vezi că lanțurile ți-au căzut de pe mâini? Nu, 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 nu. Ci Petru a trebuit să se ridice și apoi au căzut lanțurile de pe mâini. A necesitat credință din partea lui Petru. Acum, eu nu știu lanțurile cu care ești legat în aceste zile. Dar Dumnezeu îți spune astăzi, scoală-te! ridică până nu te simți prea confortabil în lanțurile în care ești legat. Știți? Satana are lanțurile lui cu care ne leagă și sunt tot felul de lanțuri. Este lanțul păcatului, este lanț lanțurile adicției și te leagă satana și îți vine satana și spune niciodată nu o să poți să te mai ridici din lanțurile acestea. Ești legat, ești robit. Dar Dumnezeu trimite îngerul lui, Dumnezeu trimite mesagerului și spune scoală-te acum pentru că o să cadă lanțurile. Nu mai asculta minciuna satanei boala ta, robia păcatului în care ești tu, îți spune satana, nu poate să fie eliminată. Dar Dumnezeu îți spune, ba da, poate să fie eliminată. Ridică-te în credință, pentru că lanțurile nu, nu vor cădea până când tu nu te vei ridica. Amen? Și îngerul îi spune, scoală de Petre. Și eu îți spun, scoală de Petre, pentru că noaptea aceasta te muți din această închisoare. În noaptea aceasta, astăzi, dragul meu, dacă asculți glasul lui Dumnezeu. Dacă crezi într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să te scoată din închisoarea în care ești tu, indiferent care este aceasta. Binecuvântat să fie numele Lui. Ridică-te, spune Domnul, pentru că vreau să te duc la un alt nivel spiritual. A better spiritual level, a higher spiritual level. Numărul 4. Urmează-l pe Domnul chiar dacă nu cunoști calea. Urmează-l pe Domnul chiar dacă nu cunoști calea. Versetul 8. Apoi îngerul i-a zis, încingete și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. Petru se ridică, lanțurile cad și îngerul îi spune, Hei, Petru, tu crezi că așa vii cu mine prin cetate? I am vrut să predic fără haină, că e puțin cam cald. M-ați primit cu căldură aici la Emanuel. Dar am zis, Măi, mă contra îmi contrazic predica. Dacă o să predic fără haină, uite, trebuie să vorbesc despre asta, Petre, îmbracă-te. Uh, și mi-am luat haina, dar să știți că transpir bine. Dacă este cineva la ISIP, poate să-l dea puțin mai jos pentru mine, vă rog frumos. Uh, știți, ca o paranteză, nu se aplică la noi, dar așa, în general, în. în în lumea aceasta, în societatea în care trăim. Unii ori ar fi bine ca Domnul să ne trimită un înger pe la noi să ne spună cam cum să ne îmbrăcăm când mergem la biserică. Amen? Nu se aplică nici la dumneavoastră, nici la noi, să știți. Dar așa, în general, privind în jur, să avem grijă și cum ne îmbrăcăm. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și el a făcut așa. Ce schimbare la Apostolul Petru? Cu câțiva ani în urmă, Petru îi dădea lecții Domnului Isus Hristos. Petru i-a spus, să te ferească Dumnezeu ca să te duci tu să mor pe cruce și la care Domnul Iisus i-a spus înapoi a mea satana. Petru acum însă ascultă, pentru că Petru este un alt om. Din ziua cinzecimii Petru a fost un alt om. Și au ieșit. Au ieșit amândoi împreună cu îngerul cu Petru. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că lui Petru nu-i venea să creadă ce se întâmplă. Parcă era o vedenie. Noi am spune în termeni ăștia din secolul 21, se întâmpla ceva ca în filme, nu? Este ceva de neconceput. Și Petru, care avea experiențele lui cu Dumnezeu, a, îi se părea că totul este o vedenie. A, și, dar Petru merge după, după înger, nu înțelegea ce se întâmplă. Frați și sorori, este foarte important să fim ascultători. Este foarte important, și mă gândesc aici mă adresez mai ales tinerilor, că tinerii tare repede, they get bored, Oh pastor, we are going through the motions. Everything is the same. We gotta change something. Da-da-da. Hey, you feel like going through the motions. Amen. Și Petru nu înțelegea ce se întâmplă și de multe ori nu înțelegem ce se întâmplă. Și facem niște lucruri oarecum dintr-o inerție spirituală. Oh, the, same, the same, structure la, pre, la, la program, venim în chinare, hai să mai schimbăm ceva. Nu, nu, nu. Vedeți, noi nu vedem sensul. Credeți că Iosu a văzut vreun sens să înconjoare cetatea Ierihonului de șapte ori? A fost ceva logic, zicem noi. Nu, n-a fost ceva logic, a fost ceva teologic. A fost ceva ce Dumnezeu a poruncit. Și iată, îngerul îi spune: Scoală de Petre! Astăzi, în seara aceasta, te muți din pușcărie la biserică. Amen? Lascos, scos, îngerul. Este părea că are o vedenie și de multe ori, frați și surori, nu ne dăm seama de ce se întâmplă cu noi decât după ce ni se întâmplă unele lucruri. Și când ni se întâmplă unele lucruri, ne zicem: vai, ce greu este, vai, it's boring, I, I see no sense. Nu, nu, nu. După ce am trecut, ne uităm înapoi și spunem. Da, vedem cum Dumnezeu a lucrat. Romanii 8 cu 28 nu este un pasaj pe care îl citim așa de mult în mijlocul suferinței, că nu ne place, nu? Nu-i vedem rostul. Romani 8 cu 28 spune, dar pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Și când trece prin necaz și cineva ne citează acest verset, îi spunem, auzi, dar ar fi bine să lucreze Domnul cu versetul ăsta la tine, nu la mine. Dar după ce am ieșit din necaz, după ce am ieșit din suferință, după ce am ieșit din criză, privim înapoi și vedem, da, acest verset este adevărat, este adevărat și a fost aplicat la viața noastră, nu ne-a plăcut, dar vedem rezultatul, vedem roada. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Urmează-L pe Domnul, chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă nu cunoști calea, chiar dacă nu știi, urmează-L pe El. Numărul 5. Intră pe poartă, chiar dacă încă nu e deschisă. Intră pe poartă, chiar dacă încă nu e deschisă. Vesetul 10. După ce au trecut de straja întâia și a doua, deci două străji, au ajuns la poarta din fier care dă în cetate. Cea mai mare poartă, nu? Asta era noaptea închisă. Pentru a păzi Cine intră, cine iasă. Și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Au trecut de obstacolul numit oameni și poate că unii mai sceptici ar fi spus Ei, bine, da, sigur că da. Au trecut de oameni, soldații au dormit, dau, se, se înțelege. Nu e minunea pe care voi creștinii o credeți. Nu, no, nu, no, nu. No. Ia uitați-vă. Au ajuns la poarta de fier, poarta principală a închisorii și te gândești când stai în fața porții, oare cum pot să trec de această poartă? Este imposibil. Cine să o deschidă? Numai Dumnezeu poate să o deschidă. Și mulți avem tendința, frați și surori, să stăm la distanță și zicem, da, Dumnezeu poate să deschidă poarta. Și stăm departe, de poartă, să așteptăm când se deschide. Dar uitați-vă cum lucrează Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu poate să deschidă. Sigur că da, noi credem. Credem în, în general, mai, mai, puțin la particular. Este o frază pe care mi-am amintesc de la într-o predică a fratelui Lazar de mult, de mult, cu Marta și Maria. Credem în general, dar când trebuie să credem la particular, atunci avem o problemă. Credem pentru toți, dar când trebuie să credem pentru noi, mai e o problemă, nu? Ei, văd aici în poarta aceasta, the first motion activated gate. Știți porțile alea când mergeți la mall și când te a, aproape de ea se deschide singură. E cam asta văd aici în fapte 12. Dumnezeu a inventat prima poartă cu senzori, prima ușă cu senzori. Și de multe ori Dumnezeu ne cere să mergem până chiar în fața porții. Și avem o problemă, avem necredință. Cum să se deschide poarta aceasta? Ei bine, în cazul lui Petru s-a deschis. Și dacă, pe, dacă în cazul lui Petru s-a deschis, cine te face să crezi că nu se va deschide și în fața ta. Pentru că Dumnezeu este același, era azi și în vecii vecilor, amen? Aș vrea să te gândești de câte ori Dumnezeu nu ți-a deschis uși pe care tu ai crezut că nu se va deschide niciodată. De multe ori, dar am uitat. Și vine satana și ne face să uităm. Și poate sunt lucruri care s-au petrecut în liniște, fără mare zgomot, fără un cutremur de pământ ca să deschidă ușile, porțile închisorii. Nu, nu, Totul s-a a decurs în liniște și nici măcar nu ți-ai dat seama. Eu nu știu ce ți-a cerut Domnul să faci în zilele acestea, dar vreau să spun că trebuie să mergi până la ultimul obstacol pe care Dumnezeu uh, te pune să mergi. Și spune că a venit îngerul și l-a dus până în fața porții. Poarta s-a deschis și în versetul 11, uitați ce spune. Când și-a venit, Petru în fire a zis, Acum! Văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Vă aduceți aminte și evreii. Când, când, s a oprit Iordanul? Când au pășit în Iordan. Mai multă credință ni se cere, începând cu cel care vorbește și apoi cu fiecare din, sal din sala aceasta. Amen? Domnul să ne binecuvinteze. Numărul șase. Bate la ușă ca și cum întreaga ta viață depinde de aceasta. Bate la ușă, ca și cum toată viața ta, întreaga ta viață, depinde de deschiderea acestei uși, de felul în care bați. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12, după ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați muzi la oaltă și se rugau. Versetul 13, a bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui, versetul 16. Petru însă bătea mereu. He kept knocking and knocking and knocking. Îngerul pleacă de lângă Petru l-a lăsat singur. Și acum Petru trebuia să ia decizia pentru el. Petru avea de făcut o decizie. Până acum îngerul l-a călăuzit. Și știți ce face Petru? Aș vrea să te întreb, dacă Dumnezeu ți-ar face o binecuvântare extraordinară, una extraordinară, ce ai face? Unde te duce? Prima dată. Îți spune unde te duce. Acasă. Nu? Dar Petru nu se duce cu binecuvântarea acasă. Petru se duce cu binecuvântarea la biserică. Petru se duce la cei care s-au rugat pentru el. Petru se îndreaptă spre Casa Mariei, mama lui Marcu. Știți, duminica trecută spuneam în biserică, mulți spun că sunt gata să meargă la închisoare pentru Domnul. Dar le este tare greu să meargă în fiecare duminică la biserică. Așa e? La biserică e mai greu, dar la închisoare, oh, cum să nu, dacă trebuie, ne ducem pentru Domnul. Te... Da, e foarte ușor să spui. Dar uite, la biserică. Nici la Agape, nici la Emanuele. Nu cred că este nicio închisoare, așa -i? Nu. Este libertate. Praise the Lord. Yes? Dar așa suntem noi oamenii în firea noastră, nu? Ajunge la ușa Mariei și bate la ușă și mi-l imaginez cum în timp ce bate la ușă să uită în spate, să nu cumva să vină o și roman după el, să-l prindă din nou. Nu? Este important. Acum Petru trebuia să ia deciziile pentru el. Și este o vreme când trebuie să luăm deciziile pentru noi. Și Petru nu este naiv. Petru uh, vrea să intre undeva, să se ascundă, să nu fie văzut. Și cei din lăuntru se rugau și se rugau cu foc, ca de niște buni penticostali. Și când te rogi cu foc, cum să auzi că cineva bate la ușă, nu? Când am predicat din textul acesta, știți că la noi mai sunt și uh, familii baptiste, am zis... Ăștia care se rugau erau pentecostale în focaț, dar era acolo roda, sora baptistă. Asta aștepta să vină rândul la predică, știți? La, la rugăciune. Că ei se roagă pe rând și am Și... Avem nevoie și de sora Roda în biserică, să, ascult, să asculte când cineva te la ușă, amen? De asta e bine să avem ușieri întotdeauna, ușieri buni. merge la ușă și îl recunoaște pe Petru și în loc să îi deschidă, de bucurie fuge înapoi și le spune fraților care se rugau și așteptau răspuns de la Domnul și când, când, îi spune, când le spune Roda că Petru este la ușă, ei îi spune, ești nebună. Nu, no, fraților, numai atâta să spună un păstor sau cineva la cineva că e nebună, că ar ta, și ar da demisia, ar pleca din biserică, așa -i? Ești nebună. În, în, NIV spune, you are out of your mind. You're out of your mind. Știți, mintea ne provoacă multe probleme și nu credem și uitați ce spune ce spun ei. Este îngerul lui. Ce înseamnă asta? Este îngerul lui. Vedeți, este de fapt o teologie populară din folclor. O teologie care este de fapt luată și de Biserica Catolică, bazată din Biblia bogată sau din apocrife. O credință populară din acea vreme care spune că fiecare om are un înger care îl protejează. Are îngerul lui, gardianul lui. Dacă. Petru a avut, dacă îngerul care a lăsat pe Petru a fost îngerul personal al lui Petru, cum, cum cred ei că fiecare din noi avem câte un înger, atunci de ce l-a lăsat pe Petru? De ce l-a părăsit? De ce n-a fost cu Petru? Nu asta este explicația. Poate că explicația este una care tot din, din, din gândirea populară, pentru că, vedeți, există gândiri populare și la oamenii care uh, se cred creștini și se bazează pe tradiții, o altă interpretare este că Petru era deja mort. Ei credeau că Petru era deja mort, iar acum un înger a venit să anunțe faptul că Petru a murit. Asta era una, o altă interpretare a lor. Dar știți ce este important? Că, știți ce este important de subliniat? Lor le-a fost mai ușor să creadă că Petru a murit și un înger care semăna cu el a venit să le spună decât să creadă că un înger a eliberat pe Petru din închisoare. Repet încă o dată. Le-a fost mai ușor să creadă că Petru a murit și un înger care semăna cu el a venit să le spună, să-i anunțe, decât să creadă că un înger a eliberat pe Petru din închisoare. Vă dați seama, să te rogi pentru eliberare și când Dumnezeu îți răspunde să nu crezi. Extraordinar! Chiar și pentru cei mai rugativ creștini. Când nu cred în adevărul Scripturii, știți ce se întâmplă? Pericolul nu este că nu mai crezi nimic. Pericolul este să crezi orice, chiar dacă nu este biblic. Orice, minuni, vai de mine, grozavii. Nu, nu. Haideți să ne bazăm pe scriptură, amen? Și știți ce mai este un lucru ciudat? Și mă apropie de încheiere. Lui Petru i-a fost mai ușor să iasă din închisoare decât să intre la rugăciune. Mult mai ușor a ieșit Petru din închisoare, fără nicio problemă, dar când a venit la rugăciune, n-a mai fost primit. Ce s-a întâmplat? Să fie mai ușor să ieși din închisoare decât să mergi la rugăciune. Se mai întâmplă. Elaborează singură acasă. Vreau să închei cu numărul 7, care este cifra, cifra desăvârșită. Oprește din rugăciune și treci la acțiune. Oprește din rugăciune și treci la acțiune. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut, Vesetul 16. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: Spuneți lucrul acesta lui Iacob și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-un alt loc. Fraților, de multe ori răspunsul bate la ușă și noi uităm să deschidem ușa. Noi continuăm să ne rugăm și răspunsul bate la ușă. Vedeți, la început, Petru credea că tot ce îi se întâmplă este o vedenie. Frații de la rugăciune credeau că este un înger. Singura persoană care a avut mintea întreagă a fost Roda. A fost cea care până la urmă a deschis ușa. A fost cea care poate s-a oprit din rugăciune. S-a dus la ușă și a deschis. Și de multe ori, frați și sorori, nu avem curajul să deschidem ușa pentru că ni se pare că dincolo de ușă este altcineva. Nu este răspunsul la rugăciunile noastre bate binecuvântarea, bate răspunsul la ușa casei noastre, la ușa inimii noastre și noi continuăm să ne rugăm și să nu acționăm. Văd că sunt câțiva tine și mă gândesc că unii nu sunt căsătoriți. Și știți că fratele când nișor mai face jokes. Și când mă întâlnesc, îi zic, da, nu te căsătorești. Nu prea le convine. Zice, mă rog, Roda, dragă, Petru bate la ușă și tu tot te rogi. Open the door! Open the door! Petre, nu te însori! Nu, mă, nu mă, nu mă sor. Petre, bate la ușă, nu aștepta ca toate ușile să se deschidă automat, așa. Unele se deschid automat, altele trebuie deschise de cineva. God requires some action sometimes. Trebuie să ne ridicăm de, de unde suntem și să pășim înainte. Frate păstor, mă rog pentru un job. Cum te rogi? Stai în pace și te uiți la internet? Well, așa nu o să găsești job niciodată. Go ahead. Say, tell people. spune -i. Unul din avantajele faptul că suntem creștini este că avem connections, avem pile, nu? Ne ajutăm unii pe alții, nu? Știți când evreii în, în exodul 14 au strigat când au ajuns la Marea Roșie și venea, veneau egipterii din spate și au început să, să, strige și Dumnezeu îi spune lui Moise, ce rost are strigătele acestea? Mergeți înainte! Iosua, după înfrângerea de la ai, cade jos în genunchi și spune Domnul, ridică-te, treci la acțiune! Există un timp al rugăciunii și ne rugăm, dar există un timp al acțiunii. Haideți să ne ridicăm, haideți să mergem înainte. Pentru că rugăciunea împletită cu acțiunea va face lucruri mari. Amen? Amen? Aș vrea să închei cu o întâmplare adevărată. Sunt sigur că a fost pusă și aici. În Mount Vernon, în Texas, este o întâmplare adevărată, să știți. Un bar, un proprietar a construit un bar chiar lângă o biserică baptistă. Pentru că le mergea bine business -ul. Și biserica baptistă, biserica aceea din loc, hai să, da, baptistă era, a început să aibă post și rugăciune, să se roage, ca să, și a și făcut o petiție la City, să nu pună barul acela, să nu-l pună chiar lângă biserică, să-l pună altundeva. Și a continuat, nimic nu s-a întâmplat. Cu o săptămână înainte ca să deschidă barul, a fost o furtună mare, a fost un trăzne și a ars toată construcția. S-a dus în paragină. Și frații din biserică au început să celebreze. Domnul asculta rugăciunile, slavă Domnului! Dar ownerul barului a dat în judecată Biserica Baptistă. Și a spus următorul lucru. The church was responsible for the demise of, his, of this building, either through direct or indirect actions or means. Biserica este responsabilă de faptul că nouă ne ars clădirea, ori în mod direct, ori în mod indirect, nu? Și au ajuns la cort, au ajuns la tribunal. Și acolo fiecare a pledat și frații din biserică au zis, domnule, noi n-am făcut nimic, ce, ce ne acusați pe noi? Și le a zis, cum să nu, domnule, v-ați rugat, ați făcut petiții, sigur, voi, voi ați făcut ceva. La care judecătorul le-a spus următorul lucru, este foarte greu să iau o decizie în acest caz, dar din datele pe care le am, se pare că proprietarul barului crede mai mult în puterea rugăciunii decât cei care s-au rugat. Frați și surori, ne place să predicăm despre rugăciune. Și într-adevăr este mai ușor să predici decât să o practici. E adevărat, pentru că rugăciunea este luptă. Avem multe lucruri ca să le spunem lui Dumnezeu. Dar haideți să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și, bazat pe acest cuvânt, să ne creștem credința. Pentru că numai uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu, creștem în credință. Există o vreme a rugăciunii, există o vreme a acțiunii, există vreme în care să stăm în așteptare și Domnul să se atingă de noi. Repet cele șapte puncte. roagă intens pentru Petru, chiar dacă l-ai pierdut pe Iacov. Îl ai pe Petru? roagă pentru el, chiar dacă l-ai pierdut pe Iacov. Învață să dormi între problemă și soluție. Fi gata să te ridici chiar dacă lanțurile sunt tot pe mâini. Urmează-l pe Domnul chiar dacă nu cunoști calea. Intră pe poartă chiar dacă nu e deschisă încă. Bate la ușă ca și cum întreaga ta viață depinde de aceasta. Bate și vi se va deschide, a spus Domnul Iisus Hristos. Oprește-te din rugăciune și treci la acțiune. Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să binecuvânteze Biserica Emanuel, Domnul să binecuvânteze toate bisericile din a, sudul Californiei. Mă bucur de deschiderea pe care fratele David o are și aș vrea ca a, aici, în sudul Californiei, Dumnezeu să lucreze, în primul rând, între români. Pentru că suntem români și am fost chemați, în primul rând, românilor să le spunem, să le proclamăm Evanghelia. Dar nu numai între români. Orice națiune nu contează. Oamenii au nevoie de Hristos. Și este timpul să ne concentrăm asupra câștigării de suflete. Fiți binecuvântați, Domnul să vă ajute uh, să propășiți cât mai mult. Amin.